Bună dimineața, fraților, și bine m-am regăsit la un nou vlog din Curierat. Stați așa să oprim radio, să nu ne amendeze YouTube-ul. Și haideți astăzi să vorbim despre un subiect foarte interesant, zic eu, pentru voi. Că mulți m-ați întrebat mereu de bani, de la Curierat, de salarii, ce zile de concediu avem, dacă primim bani de concediu, dacă avem al 13-lea salariu și etc. Așa că astăzi, fraților, hai să le vrem colete și să vorbim și despre subiectul ăsta care vă interesează pe voi foarte mult. Așa că astăzi vă zic câte stopuri am, să începem așa ziua cum trebuie. Vă zic câte stopuri am, câte am avut de fapt, am început să livrez din ele. 83 de stopuri cu 90 și ceva de pachete, nu mai știu. Așa, mai am acum la ora 9:30, mai am 70 de stopuri cu 80 de pachete. Stați așa să vă arăt și vouă. Hai, se vede? Acolo, da. Bun. Și bang, ne-am făcut studio în dubă. Am aici studioul pregătit, trebuie să mai pun, să-l mai aranjez. Dar cum facem din dubă de aici multe vloguri. Da, fraților, să începem așa, cu ce să începem? Cu salariul. Salariul de la Curierat, mai exact de la firma unde lucrez eu. Dar cam peste tot este la fel, cu mici diferențe. Salariul este fix. Te înțelegi de la început cât să-ți dea când te duci, când vii la Curierat. Te înțelegi cu patronul sau pui pe cineva să vorbească pentru tine. Și mai există o diurnă. O diurnă pe lângă salariul fix care ți-l dă patronul. Salariul este de 1500-1600 de euro net, care le iei în mână, 1500-1600 de euro, plus diurna 14 euro pe zi de mâncare, bani de mâncare. Când stai în medical sau când ești în concediu, nu se dau acești bani diurna, adică diurna nu o să o primești. Cam așa e la Curierat. Numai când ești la muncă, când lucrezi, mai primești acești 14 euro pe zi de mâncare. Dar în zile libere, în zile de medical, când stai acasă, acești bani nu-i primești. Asta este nașpa. Asta este răul din Curierat. Banii ăștia nu-i primești. Așa, și cu banii ăștia îți completezi salariul de ajungi până la vreo 2000 de euro. Da? Cu diurna. Când nu mai ai diurnă, pe 1500-1600, depinde cum te înțelegi. Normal, trebuie să te înțelegi cu mai mult. Din prima casă poți să iei mai mult. 1700-1800, te înțelegi cu patronul, dar mulți oferă 1500-1600 bani ăștia net, fără diurnă, da? Bun, stai că nu mai știu ce stop am acum, vorbim și livrăm și stop, fraților, stați așa un pic să verific, să verificăm. Landwehr, mai în față, bun. Bani de concediu, fraților, bani de concediu, ai doar concediul tău de drept, 25 de zile pe an și băi, îi primești. Nu ai niște bani de concediu cum au alte firme, cum îți oferă alte firme, 300-400 de euro, bani de concediu de vacanță. Nu se dau acești bani, ai doar zilele tale de drept, 25 de zile, așa avem noi la Curierat, alții la alte firme au 30-31 de zile, noi avem 25 de zile și cred că 25 de zile sunt cam peste tot la Curierat, dacă nu mă înșel. Cei care lucrați în Curierat, comentați în secțiunea de comentarii și scrieți dacă aveți mai multe zile de concediu, dar nu cred. Cred că 25 de zile sunt cam peste tot. Așa. Bun. 25 de zile, din care ești plătit fără diurnă, cum ar veni. Îți iei cu cât te-ai înțeles, cu 1500-1600 de euro. Nu ești plătit la oră, da? Cu cât te-ai înțeles la început, cam atât o să iei când o să fii plecat în concediu. Te întorci înapoi, îți iei banii fără diurnă, 14 euro pe zi, da? Cum am zis. Bun. Contractul. Contractul la început, când m-am angajat eu, a fost nedeterminat. Adică contract fest, cum se zice aici în Germania. Dar acum nu se mai face așa. Se face pe 6 luni. Că au fost multe persoane care nu au stat în Curierat, au venit și au plecat a doua zi. Și nu se mai face contract de ăsta nedeterminat. Se face contract pe 6 luni. După 6 luni ai contract nedeterminat fest. Și e bine, asta e bine. Un lucru bun care te ajută aici în Germania. Să ai un contract bun, te ajută peste tot, poți să faci o finanțare, să faci ceva, să-ți iei casă, să-ți iei mașină. E foarte bun un contract de ăsta, așa că e un avantaj. Ce să vă mai zic? Nu știu ce să vă mai zic. tot o să livrăm colete. O să-mi amintesc ce voi m-ați mai întrebat pe acolo prin mesaje și o să vă zic în vlogul de astăzi. Așa că o să fiu atent să livrăm și coletele, să nu trecem de stopuri. Am aici la numărul 14 imediat să livrez acest stop și livrez stopul și vin înapoi. Uitați și voi câte pachete am de ridicat, 7 bucăți de astea, Apoluri, da? Pachete de ridicat de la privați, de la firme și numărul 14 sau e după ăsta. Aici. Oh, mamă, ce era să-i dau ăsta cu ușa. Mi-a luat vântul ușa, mamă, ce m-a speriat. Ce m-a speriat, ce era să-i babă ușa. Bun. Sting, lung, volter, ăsta e. Da, lăsăm pachetul și revenim. Și am revenit. Ce am livrat coletul. Și să vă mai zic de clasa de impozitare, că am mai primit mesaje de genul. Clasa de impozitare aici în Germania, pe fraților, cum să vă zic vouă, dacă sunteți persoane singure, fără familie, o să fiți la clasa 1. La 1 vă ia cel mai multe taxe, adică o să vă oprească foarte multe taxe la clasa de impozitare 1 și nu mai știu pe unde să ia la următorul stop mai în față. Da. Dacă ești căsătorit, vei fi la 4, la 4 e ca și la 1, e la fel, doar dacă ai copii. Dacă ai copii și ești căsătorit, nu mai ai nicio treabă, adică îți oprește mai puțin, vei lua cu vreo 200 de euro mai mult și e un avantaj acolo, dacă ești căsătorit și ai copii. Dar bine, cheltui pe altă parte, adică tot nu e o diferență atât de mare să zici că băi, te bucură că ești la 3, că nu ești la 1. Și cam asta e cu clasa de impozitare aici în Germania, dar din ce am văzut eu o să rămână doar o clasă de impozitare, 4, așa că o să fie pentru toată lumea la fel. Și la sfârșit de an o să vă recalculați bani, o să vă băgați ștoierul, cum se zice aici în Germania, o să vă recalculați ștoierul ăla și de acolo o să primiți de la finanțe bani înapoi pe taxele retrase prea mult. Așa că la sfârșit de an o să recuperați, o să fie aceeași clasă pentru toți și la sfârșit vă luați banii. Care mai mult, care mai puțin, care mai dați înapoi. Am fost într-un an unde am dat și eu înapoi vreo 500 de euro. Într-un an am luat 1300, într-un an am luat 600, 700, depinde, da? De la an la an. Așa că mai dăm un stop. Blumenstraße, nu știu pe unde e, cred că e în spate, nu? Da, 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 e în spate. Și hai să mai dăm un stop. Da, mai stăm la discuții. Mă gândesc să văd ce m-ați mai întrebat în comentarii. Și cam astea sunt pachetele mele de astăzi. Asta este un Apol, deja m-a ridicat de la o firmă. Și astăzi am doar pachete mici. Și nu am multe pachete. Am stopul și pachetul, cam așa vine. Am acolo în spate o firmă unde am mai multe pachete la ea. Dar în rest stopul și pachetul. Caut pachetul și revenim. Stați aici. Bun, fraților. Și vreau să vă mai zic și despre pachetele pierdute. Am mai primit mesaje de la voi că ați pierdut un anumit pachet și șeful vă pune să plătiți pachetul. Păi, fraților, nu prea e normal. Nici nu e normal să pierdeți pachete, dar nici nu e normal să vă pună să plătiți pachetul. Pentru că cine ar mai sta la curierat? Un pachet costă poate și 1000 de euro. Tu iei 1500 fără diurnă, da? Nu-ți convine. Cine ar mai sta la curierat? Cu cine ar mai face treabă? Patronii. Și de asta au asigurări. Au asigurări și când se întâmplă o chestie de genul, trebuie asigurarea să-i plătească pachetul. El de acolo își primește banii, angajatorul, da? Și nu ar trebui să vă pună pe voi să plătiți coletul. Eu pe mine, dacă m-ar pune acum să plătesc un colet, că am pierdut și eu, fix acum 3 săptămâni în urmă, am pierdut un colet, am făcut acel vlog în arată în judecată, da, până la urmă șeful a plătit coletul și uite așa a rămas. Nu mi-a zis mie nimic să plătesc eu pachetul. Dacă mă punea să plătesc eu acel pachet, păi eu îmi dădeam demisia. Îmi căutam în altă parte. Stăteam și eu liniștit într-un depozit, nu mă stresam. Nu aveam stresul că îmi pierd permisul, că mai iau puncte pe aici și rămân fără permis, după aia mă chinui. Nu aveam niciun stres că mai plătesc amenzi, nu aveam niciun stres că mai pierd pachete. Mă angajam în depozit și stăteam liniștit, fără niciun stres. Dar așa, am la curierat, pentru că nu plătesc pachetul, nu? Dar dacă m-ar pune vreodată să plătesc un pachet, vă dați seama că nu aș mai sta. Și cred, mulți nu ar mai sta la curierat dacă șefii lor i-ar pune să plătească coletele pierdute. Nu se întâmplă zi de zi, dar când se întâmplă, asta este, se întâmplă, așa e la curierat. N-ai cum să lucrezi curat. Poate voi nu înțelegeți, cei care nu lucrați în domeniu, care nu știți cum este, nu înțelegeți. Voi spuneți, băi, curierul este obligat să vină la adresă, să-mi dea pachetul, dar gândiți-vă, fraților, cei care nu lucrați, gândiți-vă să faci zi de zi chestia asta și să nu-ți răspundă oamenii, că sunt foarte mulți, într-o 100 de stopuri, gândiți-vă într-o zi, să nu-ți răspundă cineva. Ce poți să faci cu acele colete? Nu poți să le duci toate în depozit, toate în package shop sau naste, care a doua zi iar să le iei la mână, plus alte colete care îți mai vin, se adună. Nu poți să le iei în depozit să le aduci a doua zi, pentru că te aglomerezi tu cu munca și nu mai faci față. Și le lași, le mai lași la ușă, fără semnătură, fără una alta, dar voi care le primiți, băi, dacă ați primit coletul și în ordine coletul, nu faceți reclamație, adică nu are rost. Dacă nu l-ați primit, da, vă înțeleg, reclamație, da. Dar așa, cum am primit eu acea reclamație, l-am pus pe terasă și nu are cum să nu-l primească. Adică 100% pachetul era pe terasă, nu intră nimeni pe terasa ta să-ți fure pachetul. Și uite așa mi-a făcut reclamație și șeful a plătit coletul. Dar nu m-a pus să-l plătesc. Dacă mă punea să-l plătesc, plecam. Și aș pleca la curierat, că nu s-ar merita. Nu s-ar merita, ce rămân fără salariu, pierd un colet și rămân fără salariu. Băi, ce înseamnă asta? Deci aș mai sta în curierat, deci aș mai munci în acest domeniu. Mă duc într-o fabrică, cum am spus, și stau nu fără stres. Nu că iau amenzi, nu că îmi pierd permisul, nu că plătesc colete. Stau acolo și mi-a salariu întreg mereu în fiecare lună. Așa că și voi, fraților, puneți piciorul în prag. Dacă șefii voștri vă pune să plătiți coletele, spuneți-le, dați-le pe senat, cu tupeu, adică dați-le pe senat, spuneți-le, voi nu-ți plătesc niciun colet. Dacă vrei, dacă nu, uite, ia cheia, la revedere și-mi caut în altă parte de muncă. Și o să vedeți, o să tacă din gură, că nu o să mai găsească curieri, că e greu, e greu să fii curier, nu e ușor. Nu toată lumea acceptă munca asta, nu toată lumea se acomodează. Ați văzut și voi, care vin, care pleacă, nu se acomodează toată lumea. E pentru toată lumea munca asta, eu am zis că e pentru toată lumea, dar nu la toți le place, nu la toți, nu știu, nu se acomodează unii și atât, punct. Și de asta zic, de unde mai găsesc curieri? Să vedem cine o să vină și o să-i facă treaba ca lumea și să nu-i pierdă pachete. Orice șofer, orice om, orice persoană care va veni pe acel tur o să piardă colete și tot acolo ajunge. Așa că, fraților, nu mai plătiți coletele, dacă vă puneți să plătiți, nu le plătiți, spuneți că nu le plătiți, plecați, luați cheia, îi dați cheia patronului și la revedere. Așa, cu asta îl amenințați, nu că îl amenințați, chiar asta faceți, dacă vă puneți să plătiți colete, nu plătiți, că nu are rost să mai stați în acest domeniu de muncă, nu se merită. Și asta este sfatul meu, nu plătiți coletele pierdute. Bine, nici voi să nu pierdeți acum zi de zi sau, na, că e așa, bate și la ochi. Dar când se întâmplă, n-aveți ce face, asta e munca, asta e riscul și de asta au și asigurări. Se așteaptă la chestia asta, e ceva normal, adică toată lumea, peste tot, din orice firmă de curierat, a pierdut colete și va pierde în continuare cine va veni pe acel traseu. Așa că, fraților, cam astea sunt sfaturile mele, să vă țin și pe voi la curent, să știți că eu de când sunt la curierat n-am plătit niciun pachet și am pierdut, cred că 7-8 colete le-am pierdut de când sunt la curierat, și mai scumpe și mai puțin scumpe, dar am pierdut și nu am plătit și mi-am luat salariul întreg. Eu am zis, eu nu plătesc nimic, chiar și amenzi unde le-am luat din cauza curieratului, muncii, nu am plătit. I-am dat șefului, eu nu plătesc amenzi asta, că nu e din cauza mea. Uite așa, de parcare, de centură, de una altă, păi ce fac, dau, m-am luat de centură amendă, m-a oprit aici că dau la firma cu tare și de la firma cu tare 100 de metri dau în altă parte. Adică eu stau să pun centura, munca asta cum o fac eu așa cu centura pusă cu astea? Normal, da, e vina mea că nu port centura, dar e pentru muncă aici, nu am cum, trebuie să mă dau jos, să sar din mașină, să fug, să alerg, e greu, e greu și amenziile de parcare, de centură, de una alta, le-am mai dat lui să plătească. Așa că am luat eu de centură pe stradă, pe autostradă, a fost problema mea că nu mi-am pus-o sau unde nu mi-am pus-o. Dar când e aici la muncă, pe traseu, toate ce se întâmplă, șeful va plăti. Eu nu voi plăti nimic, așa i-am zis. Și așa ne-am înțeles. Și el știe asta și toți patronii, toți șefii ar trebui să facă chestia asta, să știe, să se aștepte. Că asta e munca în curierat și fiecare șofer nu poate să-și plătească el toate chestiile ce îi se întâmplă, pentru că rămâne fără salariu. Și unde e avantajul? De ce să stai în curierat? De ce să nu-ți găsești în altă parte? Da, fraților, 66, stai să bag și eu aici la acest număr să nu trec, că e greu să faci și vlog, să fii atent și la strâns pe aici, la case, la numere. Și aici e pe un gang urât, tocmai sus, trebuie să dau cu spatele. Mai revenim, dau cu spatele până acolo sus, nu dau și un într-o mașină, în ceva, și revenim imediat. Stați aici aproape. Acum poate o să spuneți că mai sunt foarte multe filme unde îți oferă al 13-lea salariu, bani de concediu și nu știu ce. Fraților, sunt și filme de genul care plătesc bine, salariu frumos și bani de concediu și toate cele, dar vreau să vă zic că nu știu, nu se compară cu ce lucrăm noi în curierat. Da, e o muncă urâtă, e o muncă alergătură, muncă multă, pachete grele, dar sunt și avantaje. Avantaje și dezavantaje. Mergi la o firmă cum e Nobilia, nu știu dacă știți cei care ați auzit de Nobilia, este o firmă foarte bună aici, în zonă, unde locuiesc eu, până în 3.000 de euro salariu, da? 3.000 de euro, dar sunt mai multe schimburi, e o muncă și acolo grea, că te bag la început la încărcat. Te bagă la încărcat, bine, mobilă la început aia e, merge. Nu știu dacă o să rămâi doar acolo la încărcat, dar în fine. Și banii sunt pe măsură, nu? Te motivează. Da, sunt două schimburi, de noapte, de zi, de una alta, nu ieși doar pe un schimb, cum suntem aici. Un schimb, știu, una și bună, termin la ora cu tare, 12, 1, 2, 3 maxim. După aia îți mai faci treburile, acolo o săptămână ești așa, o săptămână ești în alt schimb. Asta pentru mine nu-mi place, nu știu, e urât. Plus că îți trebuie mașină. Trebuie să ai mașină, să mergi la muncă, să bagi motorină, să-i plătești asigurare. Aici ai duba acasă, te folosești de ea. Plus că, na, ca fiecare, mai faci un ciubuc cu duba, te mai duci, mai una alta, mai cari niște mobilă. E normal, adică, na, nu cred că aș plăti pe cineva, eu cu dubă în parcare, să plătesc pe cineva cu dubă să vină să încare o mobilă sau ceva. Vă dați seama că plec cu duba, nu stau la discuții. E normal, nu? Mai faci un ciubuc, ai duba acasă, nu bagi motorină. Sunt avantaje și dezavantaje. Acolo te comandă cineva, mai ales să dimeriți de un român pe acolo, că am auzit că mai sunt români care mai sunt șefi și te comandă pe acolo românul, fă așa, fă așa. Aici n-ai nicio treabă cu nimeni, fraților, stai, îți iei pachetele tale din depozit, tu ești șeful tău. Hai pleca pe traseu, e traseul tău, tu faci ce vrei tu, tu livrezi cum vrei tu. Dacă eu vreau să fac acum pauză, acum cum mă vedeți, mă duc la magazin, mă duc, mănânc o shaorma și stau acolo până cât vreau eu. După aia mă pun să dau stopuri, nimeni nu mă comandă, nimeni nu mă sună să-mi spună ce faci, de ce nu lucrezi. Nu, uite că nu vreau să lucrez, dau stopuri de la 12 încolo. Dacă vreau să dau stopuri de la 12 încolo, dau stopuri de la 12. Bine, dimineața trebuie să fii în depozit, să-ți iei pachetele, că banda merge, trebuie să te duci acolo să le iei, dar după aia poți să plec acasă, mă duc mai târziu pe traseu. Adică nimeni nu te comandă, tu îți livrezi coletele pe traseul tău, cum știi tu și la ce oră vrei tu. Asta e bine aici la curierat. Da, și astea sunt avantaje și dezavantaje. Adevărat, se câștigă bani mai mulți în altă parte, dar îi pierzi pe altă parte. V-am zis, motorină, chestii, trestii, pe altă parte îi dai. Și pe mine mă mulțumește. Eu, de când sunt la curierat, chiar îmi este bine, câștig bani încât să trăiesc și să pun și ceva deoparte, adică atâta timp cât îmi este bine, de ce să schimb locul de muncă? Și voi la fel, dacă vă este bine, pui și ceva deoparte, trăiești și bine, de ce să schimbi locul de muncă? Schimbi locul de muncă atunci când nu te mai ajungi cu banii. Părerea mea, așa zic eu. Așa că, v-am zis, sunt avantaje și dezavantaje. Vrei să ai mai mult timp liber, uite, gândiți-vă, sâmbătă, duminica, aici ești liber. Acolo, la firma care v-am zis eu, ne plătește bine, nu ești liber. Adică, și timp, contează și timpul, pentru mine unul, contează timpul, adică să și muncesc, să am și timp și de familie, să mă plimb, să stau acasă, să mă relaxez, adică contează și timpul liber și aici am o grămadă de timp liber. V-am zis, termin la 1, 2, am timp până seara, o grămadă, mai ales vara, până la 10 când se întunecă, ai foarte mult timp. Și sâmbătă, duminica nu mai zic, că sunt zile libere. Și asta vă zic, un schimb, sâmbătă, duminica liber, termini foarte repede, de vreme, că începi dimineața la 5, da, e urâtă trezirea, dar e bine după. Nu mi-ar conveni să lucrez de noapte. Eu nu aș putea să mai lucrez de noapte, am lucrat de noapte, 1 an jumate, nu-mi place, n-aveai viață, nu te simți bine, ești mereu obosit, e foarte urât. Așa că pentru mine un schimb de dimineață e foarte mișto, mie îmi place, de asta am și rămas, am 3 ani jumate aproape, de când sunt la Curierat și de asta am și rămas. Unde nu mi-a plăcut, am schimbat imediat. Nu mă simțeam bine, am schimbat, că nu mă simțeam bine. Dar aici mă simt bine. Cât mă simt bine, rămân aici. Cât nu mă mai simt bine și simt că trebuie să schimb ceva, o să schimb. Așa că și voi, fraților, unde vă simțiți bine, stați acolo. Unde nu vă simțiți bine, schimbați până găsiți ceva care vă place și care o faceți mai cu drag. Eu nu fac cu drag chestia asta, mai ales că fac și vlog de aici și chiar mă simt bine să fac chestia asta, Curierat. Mă mai enervez câteodată când am pachete grele, dar peste tot este la fel. În orice domeniu de muncă o să mai fie și probleme, o să te enervezi, nu doar aici. Așa că, fraților, ăsta este sfatul meu. Unde vă simțiți bine, rămâneți acolo. Unde nu vă simțiți bine și nu e de voi, nu vă simțiți în largul vostru, schimbați până găsiți ceva pe placul vostru, da? Cam ăsta este vlogul. O să mai filmez, nu știu câte minute are, dacă e prea lung îl închidem, dacă nu mai trebuie să mai filmez ceva, mai filmăm ceva de pe traseu astăzi. Așa că dacă îmi mai vine ceva, o idee, dacă nu v-am zis ceva, mă mai gândesc să văd ce m-ați mai întrebat voi în comentarii, o să vă mai răspund în acest vlog. Așa că mai luăm o pauză, mai filmăm ceva pe traseu și mai revenim cu câteva informații după. Până una alta, dați like, abonați-vă dacă nu sunteți și haideți în continuare să livrăm colete. Și să vă mai zic ceva, un dezavantaj. Având brutul foarte mic aici la Curierat, salariile noastre, având brutul foarte mic, pentru că ei în mână net 1500-1600 de euro, fără diurnă, da? Diurna nu se socotește. Vrei să mergi la bancă, fluturașul tău e de 2200 brut, 2300, și în mână, normal, pe fluturaș, vei lua 1500-1600 de euro, da? Cu taxele oprite. Și mergând la bancă să-ți faci tu un credit pentru o casă, ceva, e nașpa, cu 1500 de euro nu prea faci nimic, nu prea ți aprobă, vă dați seama. Nu vă socotește și diurna, chiar dacă scrie acolo diurnă, bani de mâncare, încă 300 de euro, 400 de euro cât îți dă acolo, care îți completează salariul de ajungi pe la vreo 2000 de euro, da? Banii aia nu se socotesc, banii aia sunt așa, pe acolo pe fluturaș, cum ar fi la negru. Nu la negru, dar sunt pe fluturaș bani de mâncare și nu se socotesc. Tu în mână net ai 1500-1600 de euro cât îți vine din 2200 brut. Tu ai doar banii ăștia. Asta e nașpa, salariile sunt mici pe fluturaș și nu prea ai ce face cu salariile astea. Dacă vrei să-ți iei o casă aici, trebuie să lucrați amândoi, soț și soție, să aveți amândoi un salariu cât de cât bunicel, încât să vă aprobe o finanțare, ceva. Așa, tu singur nu prea faci nimic, 1500 de euro, 1600 de euro. Asta e nașpa, dezavantajul la Curierat. Ai salariu foarte mic pe fluturaș. Când lucrezi la o firmă cum e Nobilia, de exemplu, cum am zis mai devreme, ai 3000-4000 de euro brutul și rămâi în mână cu 2800 net, da? 2800, 2600, 2700, depinde de ore. Asta e rău aici la Curierat. Fluturașele sunt foarte mici, adică brutul e mic și în net, în mână, e foarte puțin, da? Adică fără diurna aia. Diurna e egal cu 0, aia nu se socotește pe fluturaș. Aia e așa, un fel de bani la negru, da? Să țineți cont de chestia asta. Informațiile astea nu prea aveți de unde să le auziți decât de la mine, de pe acest canal. O să primesc hate, cred că de la șefii, de la angajatori, care o să vadă, o să-mi dea raport la clipul ăsta, că le fac reclamă proastă, că na, se plătește prost. Dar ăsta e adevărul. Asta e nașpa aici. Dar pe mine nu prea mă interesează chestia asta. Nu știu, pe care interesează să rămână în Germania aici, să stea aici, să-și ia o casă, să stea, contează chestia asta. De asta vă zic și vouă, să știți, să fiți la curent, dacă vreți să vă stabiliți. E greu cu salariul să-ți iei o casă aici în Germania, cu salariul ăsta, adică pe fluturaș, cu dovada asta. Bun, hai să mai livrăm și mai revenim cu informații. Cu informații despre salariu de la curierat, informații de la curierat, că acum nu-mi vin în cap. Să mă mai uit și în comentariile voastre și să vă mai răspund prin acest vlog, da? Eu mai am acum, mai trec câte 10 jumate aproape și mai am 60 de stopuri. 60 de stopuri, azi e binișor, ieri am avut 105 stopuri, mamă ce am băgat ieri, multe, față de anul trecut sunt foarte multe stopuri, e mai mult de muncă, așa că și voi, fraților, cereți bani patronului, mai mulți bani, da? Fără 2000 de euro să nu stați la curierat, fără 2000 de euro să nu stați, bine, cu diurnă, da? Cu diurna care vă completează salariul. Să nu stați la curierat, țineți cont de chestia asta, că e mult de muncă, e mult de muncă, pachete multe și se câștigă mai bine în depozit dacă nu e 2000 de euro la curierat, da? Bun, hai, revenim. Fraților, și la noi ca la noi, dar ia ascultați aici o situație, am avut un prieten care lucra la Hermes, dar la Hermes nu curier el singur pe o după, era pe o mașină de aia mare, 7,5 tone cred, și unul conducea cu permis și unul în dreapta. Băiatul din dreapta te ajută să livrezi, să urci, că acolo când lucrezi pe o mașină de asta mare, livrezi televizoare, frigidere, aparaturi de asta mare. Nu livrezi colete de astea cum livrăm noi. Și acolo, așa să intru în mașină, acolo banii de concediu, adică concediul vostru 25 de zile care le aveți pe an, nu se plătea, adică nu aveați concediu, zile de concediu, nu aveați. Plecați în concediu pe banii voștri. Cum vine chestia asta? Adică să lucrezi undeva, să nu ai zile de concediu. Angajatorul ce hoț era, cât de hoț era, să nu dea zile de concediu, adică plecai pe banii tăi în concediu. Nu aveai nicio zi, te duceai în concediu, cât vroiai să stai, stăteai, dar stăteai pe banii tăi. Te întorceai înapoi, intrai în salariu, cum ar veni. Adică foarte multe situații, așa că voi aveți grijă unde vă angajați, adică unde vă angajați. La început trebuie să știți situația, cum e treaba și să nu acceptați. Eu n-aș accepta o firmă unde să nu-mi dea zile de concediu. Cum vine chestia asta să lucrez fără zile de concediu? Să merg pe banii mei acasă. Adică când mă întorc înapoi să nu-mi intre niciun salariu. Nu aș accepta așa ceva, adică voi nu acceptați că uite așa o să meargă treaba, acceptând să lucrezi într-un sistem de ăsta și așa lumea o să profite de oameni și o să meargă treburile așa. Că angajatorii o să te învețe că există oameni care acceptă și lucrează pe salariul ăla și pe condițiile impuse de ei. Trebuie să schimbe ceva, să vadă că nu are de unde să aleagă oameni și trebuie să schimbe ceva ca oamenii să se angajeze la ei, nu? Așa zic eu. Așa că sunt situații și situații, fraților. Unele firme plătesc bine, unde alte firme își bat joc de oameni. Așa că voi vedeți și voi, nu stați, da? Nu stați, că dacă stați, profită de voi și în altă parte este mai bine, da? Gândiți-vă, că mereu în altă parte va fi mai bine. Nu trebuie să rămâi într-un loc cu gândul că nu mai găsești de muncă sau cu gândul că, băi, ce fac, cine știe, dacă e bine acolo sau dacă nu vă mulțumit aici că m-am învățat și știu ce trebuie să fac. Vă învățați, schimbați, nu stați la discuții. Că te-ai învățat aici, te înveți în partea aia. Cum te-ai învățat aici, te înveți în partea aia altă. Adică nu trebuie să ai frica asta, da? Că mulți i-am auzit cu frica asta. Băi, nu schimb, că m-am învățat, e bine aici, așa, că în altă parte cine știe dacă mă descurc. Nu gândiți așa că nu e bine, nu o să înaintați în viață, adică nu o să dați înainte dacă gândiți așa, da? Schimbați, nu v-a plăcut, nu vă convine o situație, gata, punct, da? Punct și după aia începe altceva de la capăt. Păi, cred că cam gata cu vlogul ăsta, să nu fie prea lung, să vă plictisiți. Eu ce livrez un colet acum, v-am mai oferit și vouă câteva informații folositoare, cred eu, să mai fiți la curent cu ce se întâmplă pe aici prin Germania și la curierat. Și revenim la următorul vlog. Vlogul ăsta a fost cu câteva informații, da? Fără alte imagini de pe traseu. Eu vă las și sper că v-a ajutat și acest vlog. Sper să fie apreciat de voi. Să dați like, să vă abonați dacă nu sunteți. Eu am fost Cristi Panainte, BOR, și până data viitoare, fraților, eu vă salut și multă baftă tuturor! Pa!